Bună, dragii mei! Astăzi am să fac o etalare cu cărțile de tarot pentru a vedea dacă între tine și partenerul, partenera ta, este dragoste adevărată, sinceră, să vedem ce este între voi, așadar, dacă este dragoste sau nu. Și prima variantă este albă, a doua este roz și a treia este verde. Alegeți-vă varianta cu care rezonați, întrebându-vă, punându-vă întrebarea dacă între voi și partenerul, partenera voastră cu care sunteți sau la care vă gândiți este dragoste, ce este între voi. Și am să încep cu prima variantă, piatra albă. Să vedem așadar ce este între voi și partenerul, partenera voastră. Multă supărare, multă suferință poate la unii dintre voi, multă dezamăgire, poate chiar ruptură, unii dintre voi e chiar ruptură, despărțire. Mai multă, aveți nevoie de o vindecare, aveți nevoie de o perioadă în care să vă refaceți forțele. A fost poate și dragoste între voi, dar a fost și multă suferință, multă... Haideți să vedem voi. Deci voi, dacă sunteți voi femei, mai vedem pe voi. Ia să vedem voi ca bărbați. Să vedem ce e cu voi. Ia să vedem și între voi ce este. Și să vedem și ce va fi. Haideți să vă vedem pe voi ca femei. Voi vă doriți o stare de, vă doriți o siguranță, o stabilitate, vă doriți vă doriți să fiți sigure pe răspuns. Poate chiar sunteți sigure ce vreți, voi știți ce vreți. Voi știți pe cine vreți și ce vreți. Cealaltă persoană pare că așteaptă niște vești, în mintea sa are niște vești. Le văd pe cealaltă persoană, în mintea sa are niște vești. Între voi poate să fie așa o evaluare. Fiecare vrea să vadă ce e în mintea celuilalt. Pare că poate fi între voi o reușită. Poate chiar un copil ar putea să apară pentru unii dintre voi, că văd că cealaltă persoană ține în capul său deja această veste, iar voi țineți în capul vostru o stare de siguranță, de odihnă. Poate sunteți într-o perioadă de relaxare, de odihnă, în care vă puneți în siguranță, vă simțiți în siguranță și din punct de vedere mental. Vă dă o stare de echilibru, poate această persoană, să zic așa, vă stimulează și creativitatea și inteligența, vă simțiți într-o perioadă că mai aveți de învățat încă, dar pare că sunteți mulțumiți, mulțumite, să zic așa, în mintea voastră, într-un fel sau altul, sau vă doriți, sunteți într-o perioadă în care vă odihniți mental, într-un fel sau altul, vă relaxați mental. Văd că și din punctul de vedere al sentimentelor pare că aveți deja o strategie, poate unele dintre voi deja aveți un plan ceva, ați planificat ceva, aveți mai multă energie, s-a refăcut, să zic, relația poate, sau v-ați împăcat, sau a început din nou să florească în sufletul vostru dragostea, parcă păreți într-o stare de îndrăgosteală, că văd că și cealaltă persoană ține în sufletul său tot această îndrăgosteală, vrea să mai repare ceva. Deci mai există șanse, pentru că văd că și între voi există această stare de visare, de îndrăgosteală, de aștept, de odihnă chiar, da? Deci sufletele voastre par liniștite, da? Parcă s-au sigure pe sine. Voi parcă țineți, vreți să faceți un drum, deci vă simțiți într-o perioadă de succes. S-a aprins din nou, să zic așa, scânteia. E atracție fizică între voi. E multă atracție fizică între voi, pare. Deci pare că între voi pare într-adevăr dragoste, o visare, e o stare de îndrăgosteală. Poate că unii dintre voi sunteți la început
sunteți poate și într-o nouă relație, depinde aici de la caz la caz, pentru unii poate să fie și că sunteți într-o nouă relație, pentru alții poate să fie și pentru că sunteți la început de relație, de căsnicie, sau a apărut un vestea unde un naștere, unde un copil, a apărut aici mai multă energie, mai multă forță, mai multă atracție între voi, să zic așa, dorințe care parcă încep să se împlinească. Văd că cealaltă persoană e o persoană foarte corectă, într-o stare de echilibru, văd așa, că vrea un echilibru, vrea o pace, se simte în armonie, aduce, va aduce pace și armonie, stabilitate, pare așa, se simte într-o stare de că-i dați siguranță, că-i dați pace și armonie. Sau vrea chiar să oficializeze relația, poate și acest lucru. Cealaltă persoană își dorește să oficializeze relația, ține în capul său această veste, ține în capul său poate o cerere în căsătorie. Între voi este această evaluare în care se pune, fiecare spune cere de spus, fiecare așteaptă ca celălalt să vadă care e pasul care îl face celălalt, apăreți aici într-o stare de siguranță, de noutate, de scânteie care s-a aprins între voi, focul, da? Deci cealaltă persoană se simte stimulată de voi, inspirată, să zic așa, da? Deci au venit niște idei, da? I-au venit niște idei și ideile pot să fie chiar aceasta de a oficializa relația. Voi pot că vă faceți un drum, vă sunteți, sau doriți să faceți pe salvatoarea, salvatoarea, deci, pentru că voi, dacă sunteți femeie aici, apăreți într-o strategie de a fi mama răniților, cum ar veni, da? De a vă... a vrea să vă luați rolul în serios, da? Păreți între voi și păreți și într-o stare de îndrăgosteală, între voi e îndrăgostarea asta de îndrăgosteală, da? Și această scânteie care e între voi, da? Deci pare cu reușită și văd că între voi aici, totuși, atenție că mi-a ieșit această carte care vorbește și de puteți avea foarte multe reușite, să ajungeți foarte departe, să aveți de toate, să ajungeți bogați, să aveți dragoste, să aveți, dar totuși să fiți prudenți să nu strâniți invidii și gelozii. Deci este posibil pentru voi să fie dragoste adevărată, să fie vorba de suflete pereche, da? Deci suflete care pereche, da? Cu care v-ați mai întâlnit în altă viață și poate duce chiar la căsătorie, dacă nu sunteți deja căsătoriți, da? Pare că apare această situație. Și haideți să vedem și la a doua variantă, dacă între voi și persoana iubită este dragoste adevărată. Să vedem așa, dar ce este între voi și persoana iubită? Bineînțeles, aceste tabele sunt valabile pentru cei care sunteți într-o relație stabilă sau ați început o relație cu cineva. Nu e vorba despre cei care sunt despărțiți de foarte mult timp, care nu mai au nicio legătură unul cu altul, pentru că acolo lucrurile sunt diferite. La voi aici, la a doua variantă, poate pentru unii sunteți într-o perioadă de, cum să spun, de ori de dragoste la prima vedere, a fost o dragoste foarte puternică, o pasiune foarte puternică, ori că pot apărea și certuri și discuții, dar și împăcări. Așa, hai să vedem voi, ca femeie, să vedem cealaltă persoană. Și să vedem și ce este între voi. Da. Aici la voi, ca femei, vă văd și pe voi că sunteți într-o călătorie. Voi călătoriți cu imaginația, vă duceți peste tot. Sau aveți în capul vostru chiar un drum. Vă gândiți să plecați undeva la drum. Să faceți o călătorie. În inima voastră țineți totuși o răceală, sunteți cum să spun, prudentă, poate îl spionați, să zic așa, vreți să aflați dacă această persoană vă iubește sau nu, sunteți într-o perioadă de spionaj, sunteți într-o situație de spionaj, să zic așa, și voi sunteți foarte aprinse pentru această persoană, vreți să-i dați niște vești. În inima voastră văd că țineți totuși între voi, în inimile voastre, este un tânăr, un copil. Poate să fie sau o pasiune, o dragoste, pare o dragoste aici. Parcă s-a aprins focul pasiunii. Dar cu toate că se cere prudență, cealaltă persoană totuși s-ar putea să fie puțin mai, nu e tocmai sinceră întotdeauna,
Cu toate că văd că are foarte multă pasiune, parcă lucrurile încep să se refacă între voi, văd aici că în mintea voastră poate și unul și altul vă doriți, cealaltă persoană ține în capul său un bărbat. Voi țineți o călătorie sau ține el în cap, mintea sa își dorește să fie un bărbat, un soț, un șef, o persoană care să conducă, să fie tată. Poate și acest lucru. Și între voi este această împărăteasă, această femeie care puteți fi chiar voi, poate, sau soția, da? Deci, acum depinde pentru unii dacă mai are pe cineva. Este posibil ca între voi să fie, poate și de aici pot apărea și călătoriile voastre imaginare. Sau această situație, o manipulare totuși prin faptul că cealaltă persoană, dacă e căsătorită, dacă nu e căsătorită, atunci este vorba despre acea persoană la care voi vă gândiți și dorește să devină soț, tată, să devină, să-și facă o familie, să-și facă o afacere, are mintea sa și acest lucru. Totuși, văd că și în inima sa e deja un conducător, e deja care îl conduce, soarele este, deci foarte îndrăgostit, este foarte plin, are inima plină de, e foarte o persoană foarte solară, poate chiar dintr-o zodie de foc această persoană, da? Vă văd și pe voi în inima voastră, totuși țineți o răceală, voi țineți totuși o răutate, o curiozitate, așa puțin. Atenție, trebuie să vă mai încălziți poate inima, să aprindeți pasiunea între voi, da? Pentru că văd aici că această relație poate duce la un bărbat, la acest bărbat, deci poate fi foarte generos, foarte îndrăgostit. Deci trebuie să îi aprindeți, să fiți voi poate o femeie mai senzuală, o femeie mai, să-i stimulați și inteligența, pentru că femeie, e o persoană care îi place să și comunice, să aibă și mintea pusă, să zic așa, pe foc. Da, să ia foc și mintea, nu numai sufletul. Că și în suflet văd că are multă căldură, are multă îndrăgostire. Poate să fie o persoană care vrea să devină mai matură, cu toate că în sufletul său se simte ca un tânăr, ca un copil, da, indiferent de ce vârstă are. Deci pare că între voi poate apărea chiar un copil. Da, deci apare aici, dar vă trebuie mai multă înțelepciune. S-ar putea să mai aibă pe cineva, s-ar putea să mai aibă o altă femeie, că totuși între voi este și o iubire secretă. Orică nu este relația oficializată, orică această persoană s-ar putea să fie chiar căsătorită. Am spus de la început că parcă totuși, poate de aceea voi sunteți mai rece într-un sufletul vostru, totuși aveți o răutate sau aveți o suferință, aveți totuși o curiozitate și voi călătoriți cu drumurile, faceți, aveți totuși nevoie și de a vă edifica, poate unul dintre voi vreți să știți sigur dacă această persoană vă vrea sau nu. Mai târziu îmi pare că apare acest bărbat generos, va fi generos, va fi iubitor, dar poate că nu e întotdeauna sincer acest bărbat, pentru că este o persoană care îi place să iubească, deci îi place să are multă, e o persoană senzuală, o persoană, e mult foc, are un foc, e, am zis poate, văd aici multe zone de foc și de apă pentru acest bărbat. Dar și de, voi sunteți, păreți mai mult zodie de aer, din câte văd aici, sau de foc. Da, văd aici această, și apă, văd că e și, sau între voi poate să fie o altă femeie dintr-o zodie de apă. Da, deci văd aici la voi că sunteți, poate chiar balanță, gemeni sau vărsător, sau ați putea fi chiar săgetător și voi leu sau berbec, dar nu neapărat. În orice caz aici trebuie să fiți prudenți că între voi pare că există o nouă dragoste, ceva. Mai este o dragoste. Orică e dragostea nouă la voi, între voi abia a început, dar cealaltă persoană posibil că este tată, este deja soț, are deja o familie. Orică mai apare ceva nou, mai există o iubire secretă. Totuși fiți prudenți că aici, că niște secrete. Trebuie să aveți mai multă răbdare, înțelepciune. Trebuie să vă informați mai mult, poate, și să aprindeți într-adevăr focul pasiunii, pentru că pare totuși că poate fi și o relație care să vă aducă și mult entuziasm, multă iubire, să vă aducă și plăcerea de a iubi din toate punctele de vedere, dar totuși și o răceală. Deci, depinde foarte mult de acest bărbat. Da? Deci, aici are un văd care mulți bărbați în preajma sa. Are un anturaj mai masculin, poate, are niște afaceri, are niște o situație, își dorește să ajungă în societate, poate într-o anumită funcție sau într-o anumită poziție, să aibă o anumită avere, joacă un rol important și toate aceste lucruri. Cam asta ce pot să spun și la voi. Deci pare că iubirea între voi pare că este, există. Și poate și prin intermediul unui copil, dacă aveți copil, atunci da, e mai degrabă. Dacă nu,
E ceva nou care poate dura cât ține noutatea. Haideți să, pentru că pare o persoană care îi place să iubească, nu numai o singură persoană. Haideți să vedem și altă variantă, dacă între voi și persoana iubită este dragoste adevărată. Să vedem ce spune cărțile pentru voi. Noutăți la voi aici. Apar niște noutăți. Dar și, să spun, și o suferință. O suferință aici. E nevoia poate să vă iertați unul pe altul, să mai învățați unul sau poate să mergeți mai departe. Pare că a întors spatele acealaltă persoană, dacă e bărbat, acealaltă persoană pare că a întors totuși spatele la ceva. Are... Vedem ce între voi. S-ar putea că între voi să mai fie o altă persoană, să fie... văd aici că la voi s-ar putea să fie, să aibă pe cineva care e însărcinată. Deci aici văd o femeie însărcinată. Văd că voi sunteți în mintea voastră, voi vă doriți să refac o relație cu această persoană sau să ați început din nou să sperați, aveți din nou speranțe poate. Mintea voastră poate faceți și niște strategii, încercați să îmblânziți puțin această persoană. Pare că totuși mental această persoană își dorește, e o persoană poate populară, sociabilă sau sunteți în același cer de cunoștințe, pare că între voi pare să fie o, cum să spun, orică e un contract între voi, orică e o înțelegere, e o armonie din punct de vedere mental, voi comunicați foarte bine mental. Deci aici este dragoste împărtășită la nivel mental, intelectual, voi vă întâlniți foarte bine, e foarte multă armonie, foarte multă iubire, foarte multă înțelegere, să zic că aveți aceleași, poate, idealuri, aceleași vise, aceleași... Păreți aici niște persoane cu foarte multă forță, cu putere, cu mult entuziasm, multă energie pozitivă. Dar în inima voastră, cealaltă persoană are niște frici, niște temeri, are niște plăceri, are și niște vicii. Pare îndrăgostită cealaltă persoană, dar e îndrăgostită de îndrăgosteală, să zic așa. Toate că între, iar voi, în schimb, păreți mai rece, păreți mai rațională, aveți inima mai rece, păreți mai critică, poate, nu mai aveți încredere, poate, da, sunteți mai egoistă, poate, și acest lucru, sunteți mai egoistă. Între voi pare că există ceva nou, o dragoste nouă, s-a înfilipat ceva, sau poate să mai existe o altă femeie care e însărcinată, are o sarcină, s-ar putea să mai aibă pe cineva cealaltă persoană. Cu toate că apar noutăți, apar niște vești, cealaltă persoană va avea o revelație, va avea o... îi vine o veste, o ceva, orică află de această persoană. Deci, are o revelație, vis-a-vis de voi are o revelație. Văd că s-ar putea să fie cineva dintr-o zodie de foc, văd că voi aveți aici un bărbat dintr-o zodie de foc. Depinde, voi doriți, sunteți și voi, poate vă comportați mai bărbătos, așa, sunteți mai masculină, să zic, ca femei, mai critice, mai rele, mai distante, mai... o inițiativă, poate, veți lua o inițiativă, puteți să vă... Dar între voi poate apărea o ceartă, ori o dragoste foarte puternică, să aprinde focul așa dintr-o dată, dar va fi poate pasiune care duce și la ruptură, la ceartă, la se cutremură ceva. E un pericol totuși între voi. Deci, dacă vă întâlniți, parcă ia foc ceva. Aveți dușman, poate, e vorba și de acest lucru, poate dacă cealaltă persoană mai are pe... Pare totuși, cum să zic, între voi pare că între voi mental, aici voi vă iubiți la nivel mental, comunicați foarte bine la nivel mental, dar dacă vă întâlniți, parcă este dezastru. Cealaltă persoană parcă are niște revelații, vă apar niște vești, vă dorește să vă trimită vești, veți primi poate chiar vești, dar poate apărea și de un pericol totuși între voi și... contează acest bărbat, deci devine soț, tată, da, deci depinde acest bărbat, e vorba și de o instituție a statului, orică e o persoană cu funcție, orică apar niște, pot apărea și niște, e o persoană serioasă care își dorește să ducă departe această relație. Deci e posibil pentru voi cu această persoană să se nască din nou ceva, dar totuși sunteți într-un pericol în această relație, când ești cartea turnului între voi. Deci, din punct de vedere fizic, cum vă întâlniți voi pe planul fizic,
Deci între voi va fi foarte multă pasiune, poate și o atracție puternică între voi, sunteți foarte atrase de acest bărbat, cealaltă persoană are revelații, să zic așa, da? Deci în inima sa se relaxează, e într-o perioadă de relaxare, poate, într-o perioadă de odihnă, într-o perioadă de visare, visează și pare că și mental are deja în mintea sa foarte... foarte multă energie pozitivă, un succes, e în plin succes, vrea să vă ajute, poate să ajungeți într-un succes sau vrea să aibă succes, să vă câștige inima, să vă câștige, da? Păreți că puteți să-i învingeți această persoană, să o conduceți, să zic așa, să o dominați. Depinde poate și de voi, dar văd această femeie care într-o zodie de prințesă, aceasta de monede, o tânără, joacă un rol o tânără însărcinată aici. O nouă relație sau între voi doi poate va trebui să va conta foarte mult o sarcină. Dacă rămâneți însărcinată, atunci s-ar putea să ajungeți cu această persoană la căsătorie. Da, deci pare că contează foarte. Dacă sunteți mai egoistă, sunteți mai rece, mai distantă, dar nu luați inițiativa și se poate ajunge chiar la despărțire, poate și acest lucru. Depinde. Văd aici o zodie de aer la voi care contează în inima voastră. Țineți voi o femeie dintr-o zodie de aer. Sau sunteți voi această femeie care sunteți poate divorțată, despărțită și în sufletul vostru sunteți mai rece, mai distantă, mai neîncrezătoare, poate. Cu toate că poate vă doriți o nouă șansă, vă doriți că aveți deja în mintea voastră această stare de a regenera, de a vă regenera, de a vă reface viața, de a mai da o șansă. Și poate ține foarte mult și de felul vostru în care vă veți comporta, de inițiative, de ambiția voastră, da? De entuziasmul vostru. Va trebui poate să fiți... Aici e o atracție și fizică între voi, poate. Deci, pare un... Nu aș putea să spun că e dragoste adevărată. Mai mult mental, să zic, e dragoste adevărată. Deci, din punct de vedere mental, sunteți persoane care vă iubiți cu adevărat. Dar, din punct de vedere fizic... Și aici la nivel fizic pare să fie, cealaltă persoană pare o persoană fidelă, o persoană care are o inițiativă, are o idee, are o revelație, să zic așa. Se întâmplă ceva, un miracol cu această persoană, dar totuși între voi, dacă vă întâlniți, parcă iau, orică luați foc, cum vă vedeți, orică se întâmplă ceva în jurul vostru, apar niște energii foarte puternice care pot duce la dezastru, pot duce la o ceartă, pot duce la niște dușmănii, la niște comploturi, la niște intrigi. Aici sunt niște intrigi, poate, între voi, într-un fel sau altul. Da? Deci există poate și o chestiune karmică, da? Într-un fel sau altul. Cam asta e ceva. Văd la voi foarte multe semne, am zis, de foc și de pământ aveți multe, și de aer și de apă. Aveți toate semnele aici. Dar relația aceasta duce la acest bărbat. La acest bărbat care poate fi un șef, un conducător, un tată, da? O persoană care are o relație serioasă, care devine soț. Deci poate duce această relație la căsnicie. Deci la a deveni el tată sau voi avea un soț. Un bărbat care să bă soldi de foc. Da, sau joacă un rol important în astfel de vă va aduce la acest bărbat, această relație cu această persoană, poate când vă veți întâlni, dacă îi dați foc, să zic așa, deci îi aprindeți pasiunea, îi stimulați mintea ca și sufletul, că în sufletul său pare într-o perioadă de visare, de iubire, are cu toate că are niște frici sau are și niște vicii. Are niște vicii, are niște pasiuni așa ale sale de care nu spune, da, întotdeauna. Dar pare foarte veselă, o persoană foarte poate populară sau, mă rog, o persoană care are bani, care are mult, câștigă bine, care are o stabilitate, are o viață socială activă, cu prieteni foarte buni, cu bani, da? Și între voi pare că poate fi această căsătorie, să zic așa, colaborare foarte bună, un contract care poate fi oficializat, să zic așa, da? Un contract oficializat, o iubire împărtășită. Da, cam asta e ce văd și la a treia variantă, așadar, deci pentru voi care sunteți care v-ați ales varianta cu piatra verde. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă vor fi de folos, că au răspuns la întrebările voastre. Bineînțeles, sunt etalări generale, așadar că unii vă puteți regăsi mai mult, alții mai puțin, în funcție și de varianta pe care v-ați ales-o, dacă v-ați ales-o și în mod corect.
Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roșii, și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!